Apostolul Pavel scrie: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia. Vreau să vă întreb, nu vi se pare că la biserică se vestesc, se învață lucruri prea simple? Da sau nu? Nu vi se pare că toți aceia care cred s-au învățat să creadă tot ce li se spune și, ca urmare, sunt mai degrabă creduli decât credincioși? Nu vi se pare că, de cele mai multe ori, oamenii cred că religia creștină sau apropierea de Dumnezeu este așa, o apropiere în care nu trebuie să te gândești prea mult. Chiar nu trebuie să te gândești. Trebuie să accepți ce ți se spune și gata. Nu vi se pare că prea mult gândim așa? Apostolul Pavel ne spune și ne vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, ținută ascunsă. Ce înseamnă ținută ascunsă? Înțelepciunea tainică. În altă parte vorbește despre taina lui Dumnezeu. Ce înseamnă taină? Dați-mi un alt cuvânt pentru taină. Ceva ascuns. Dați-mi un alt cuvânt. Secret. Auziți? Apostolul Pavel descoperă secretele lui Dumnezeu. Pentru că aici se folosește cuvântul mysterion, care înseamnă taină care trebuie să fie descoperită, taină care trebuie să fie revelată. Deci, vii la biserică pentru ca să ți se descopere taina înțelepciunii lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, este vreo filozofie mai mare decât asta? Poate vreun om să gândească mai profund, mai înalt, mai provocator decât această înțelepciune nespus de felurită a lui Dumnezeu? Vreau să vă mai întreb de asemenea, când veniți la biserică, veniți să învățați ceva sau veniți să repetați ceea ce știți? Sunteți siguri? Acasă, când îți iei pantofii în picioare și când îți legi și returile, zici, mă duc să învăț sau mă duc să fiu și eu acolo? Frații mei, în seara asta chiar vă provoc la un experiment deosebit. Pentru că vorbim despre Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să fie ceva extraordinar în Iisus Hristos. Ceva care să constituie sau ceva care trebuie să fie uluitor. În seara asta trebuie să descoperim ceva la care nu ne-am gândit până acum. Dacă nu facem lucrul ăsta, înseamnă că am venit degeaba. Apostolul Pavel spune, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Despre asta e vorba de fiecare dată când te apropii de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce învață Dumnezeu, este încâlcit, este sofisticat, este foarte greu de înțeles. Nu. Ci sunt lucruri care trebuie să fie acceptate în profunzimea lor, într-o experiență a învățării care prinde mintea și sufletul deopotrivă. Tot Apostolul Pavel spune așa: în Filipeni, capitolul 3. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri, spune versetul 8, ca o pierdere față de prețul nespus de mare
al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Al cui era Domnul Iisus Hristos? Al cui domn era? Pavel spune, Domnul meu. Suntem aici înaintea lui Iisus Hristos pentru ca să facem din Domnul Iisus Hristos nu un domn al universului, nu un domn al altora, ci Domnul meu. Și vă rog să observați, pentru ca să-L faci pe Iisus Hristos Domnul meu, să-L fac Domnul meu, eu trebuie să socotesc o mulțime de lucruri ca o pierdere. Pavel așa spune, eu am socotit o mulțime de lucruri ca o pierdere, cu alte cuvinte, ca un gunoi, vă mulțumesc. Ca ceva, dacă le-aș avea, mai mult aș pierde decât aș câștiga. Această răsturnare de valori s-a întâmplat datorită cunoașterii lui Iisus Hristos. Asta este provocarea din seara asta. Mulțumesc pentru rugăciunea care s-a înălțat. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în seara aceasta. O să-i rog și pe cei ce ne urmăresc online, dacă până acum v-ați rugat sau nu, pentru seara asta vă rog să vă rugați. Cine-i Domnul Iisus Hristos? Gândurile, impresiile noastre despre Domnul Iisus Hristos sunt neclare în momentul în care, spre exemplu, îl comparăm pe Domnul Iisus Hristos cu sfinții. Sunt neclare în momentul în care preferăm ca Iisus Hristos să nu mijlocească pentru mine, ci să mijlocească, dați-mi un nume, cine? Sfântul Petru, Fecioara Maria. Toate lucrurile acestea îmi arată și îmi demonstrează că eu nu înțeleg cine este Domnul Iisus Hristos. Nu înțeleg câtă nevoie am de El și nu înțeleg mai ales ceea ce a făcut El pentru mine. În momentul în care am impresia că mă duc la biserică și prin faptul că mă duc la biserică și mă întorc acasă, dau bani la biserică și asta este tot, inclusiv zecime, nu înțeleg cine este Iisus Hristos. Nu înțeleg ceea ce a făcut El pentru mine și nu înțeleg ce ratez. Când uit într-o zi, măreția Lui și lucrarea Lui pentru mine, asta mi-arată din nou că nu înțeleg cine este El. Când mă plec la rugăciune oricum, când las cuvântul Scripturii nestudiat, uitând că Iisus Hristos este cuvântul de fiecare dată, lucrurile acestea arată că eu nu înțeleg cine este Iisus Hristos. Când eu cred că sunt un om religios, dar nu prea știu mare lucru despre Dumnezeu și îmi imaginez că religia mea, cumva, așa, difuză, neclară, confuză, mă va conduce la mântuire sau la salvare, de fiecare dată îmi demonstrez mie însumi că eu nu știu cine este Iisus Hristos. Aș vrea să începem. În Coloseni, capitolul 2, de la versetele 26 la 29, voi găsi următoarele gânduri. Apostolul Pavel vorbește. Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum cui? Sfinților lui, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea.
ca să înfățișăm orice om desăvârșit în Iisus Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Aici, în cuvintele astea, Apostolul Pavel sumarizează toată puterea Evangheliei și rostul înțelegerii lui Iisus Hristos. Observați, iată la ce lucrez eu, iată la ce mă lupt eu, după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Dumneavoastră ce lucrați? Care vă e meseria? Ce construiți în viața aceasta? Același lucru sau altceva? Lucrați la același lucru și încă o dată, anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Știți care a fost cea mai mare surpriză pe care a avut-o Pavel în legătură cu sine însuși? Cea mai mare dezamăgire pe care a trăit-o vreodată? Era un om care făcea parte din Sinedriu, ceea ce înseamnă școala cea mai înaltă a poporului evreu. Și vreau să vă spun că aveau școli înalte. Învățat la picioarele filozofului Gamaliel, omul acesta era nădejdea națiunii lui. L-au luat de tânăr și l-au pus în Sinedriu și au zis, e un diamant al națiunii noastre. Avea cunoștință, avea tinerețe, avea energie, avea hotărâre. Sinedriul era locul, celula, în care se adunau cei mai înțelepți oameni ai națiunii, pentru un singur scop. Fiți atenți aici, pentru un singur scop. Și scopul acesta era că atunci când va veni Mesia, celula aceasta să fie capabilă să-L recunoască. De asta era Sinedriul. Poporul evreu era o națiune mesianică. Cu alte cuvinte, ei n-aveau altă menire decât să aștepte venirea lui Mesia și când va veni Mesia să îl recunoască. Cine trebuia să-l recunoască? Evident, nu oamenii de rând. Caiafa la un moment dat spune, poporul acesta nu știe nimic. Poporul de rând nu știa nimic. Cine trebuia să știe? Poftiți? Mai marii poporului, cei ce se aflau în Sinedriu, ei trebuiau să știe ce se întâmplă. Și repet, Pavel era unul dintre ei. Era hotărât că dacă va veni Mesia în timpul vieții lui, el va fi primul care îl va recunoaște. Corect? Și a plecat pe drumul spre Damasc și pe drumul spre Damasc l-a întâlnit o lumină orbitoare, a dat cu el jos de pe cal și Pavel, în momentul acela al uluirii sale, întreabă, Doamne, cine ești? Și vocea îi spune, eu sunt Mesia pe care tu ar fi trebuit să îl recunoști. Iisus Hristos. Și în loc să mă recunoști, mă prigonești. Și în momentul acela, Apostolul Pavel simte că se prăbușește toată lumea lui. Adică, cum, nu te-am recunoscut, Doamne? Da, nu m-ai recunoscut. Cum am ajuns să te prigonesc în loc să te recunosc, am ajuns să te prigonesc și este dezamăgirea completă a vieții lui. Numai că din dezamăgirea asta completă a vieții lui Pavel se va naște Apostolul Pavel. Pentru că Apostolul Pavel în momentul acela se ridică, va pleca în Arabia și timp de 3 ani de zile nu va face altceva decât sub influența Duhului Sfânt, va deschide iarăși Scriptura ca pentru prima dată. Apropo, care era Scriptura Apostolului Pavel din vremea aceea? Poftiți? Vechiul Testament.
și va începe să citească Vechiul Testament pentru prima dată cum nu l-a citit niciodată până atunci. Și anume, căutându-L pe Iisus Hristos. Și așa Apostolul Pavel descoperă că Moise a scris despre Mesia. Că prorocii au scris despre Mesia. Că psalmii scriu despre Mesia. Că întregul Vechi Testament scriu despre Mesia, Iisus Hristos. Și cu ocazia aceea începe să citească Scriptura altfel. În seara aceasta o să vă provoc pentru ca să începem să citim Scriptura altfel, căutându-L pe Iisus Hristos. Scriptura nu este ca să facem istorie. Ea are istorie în ea. Dar scopul ei primar nu este istoria. Istoria este un scop secundar, este un vehicul care conduce la Iisus Hristos. Viețile oamenilor nu sunt valoroase prin ele însele. Viața lui Moise, spre exemplu, este valoroasă numai pentru că este un tip al lui Iisus Hristos care va să vină, un tip al lui Mesia. Iosua, la fel, este valoros pentru că era un tip al lui Iosua. Acesta este omul care scrie acum și mă întorc la ceea ce vă spusesem anterior în Coloseni 1:26-29. Taina ținută ascunsă din veșnicii în toate veacurile, dar descoperită acum Sfinților Săi și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este toată preocuparea lui. Aici se împarte lumea în două. Aici, datorită acestui lucru, Pavel a fost pe punctul să nu înțeleagă nimic și a pierdut totul și aici, în locul acesta, Pavel a înțeles și a câștigat totul. Aici, în locul acesta. Deci vorbim despre taina lui Iisus Hristos. Auziți câteva idei, câteva străluciri din înțelegerea lui Pavel. Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4, în El, adică în cine? În Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a ales când? Înainte de întemeierea lumii. Când o fi fost asta, întemeierea lumii? La cine se referă întemeierea lumii? Poftiți? Haideți, aștept să-mi spuneți. Când? La creațiune. Spune că noi am fost aleși în Iisus Hristos înainte de întemeierea lumii. Vă rog să observați un lucru. Face trimitere Apostolul Pavel la un eveniment extrem de important care a avut loc când? Înainte de creațiune, că spune înainte. Înainte ca ființa umană să fie creată, ființa umană a fost aleasă. Vă dați seama ce frumos? A fost aleasă. A fost alesul, omul a fost alesul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, astfel încât omul a purtat chipul lui Dumnezeu. De asemenea, în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9, un alt text ne spune El, cine El? Iisus Hristos. El ne-a mântuit. Ne-a dat o chemare sfântă după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos. Când? Înainte de veșnicii. Măi, oameni buni, dumneavoastră știți ce bătălie există în lumea creștină în legătură cu harul și legea. Știți lucrul acesta. Unii spun, stai puțin, că harul a venit de-abia după crucificarea Domnului Iisus Hristos. Dar uitați textul Sfântului Pavel care spune harul ne-a fost dat în Iisus Hristos când? Înainte de veșnicii. Adică evenimentul ăla despre care am spus are în sine încorporat și harul și bunătatea lui Dumnezeu. Nu numai că am fost aleși, dar am fost dăruiți cu har înainte de creațiune. Trebuie să fi fost acolo ceva uluitor, ceva spectaculos, numit taina ținută ascunsă de veacuri a lui Dumnezeu. Haideți mai departe.
În Apocalips 13 cu 8 există un text de asemenea care îl știți foarte bine. Nu Pavel vorbește, ci vorbește Sfântul Ioan. Toți locuitorii pământului se vor închina fiarei. Toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Fiți atenți, este puțin o altă traducere decât traducerea Cornilescu. Și aceasta este traducerea corectă. Apare ideea mielul lui Dumnezeu a fost junghiat când? Înainte de întemeierea lumii. Noi toți vorbim despre cruce și spunem Iisus Hristos a murit la cruce. E corect? Da sau nu? Da, sigur că da. E corect. Cu toate acestea, textul spune Iisus Hristos a fost junghiat când? Înainte de întemeierea lumii. Mielul a primit rana aceasta cândva înainte de creațiune. Înțelegeți? Evenimentul acesta despre care vorbesc acum are ca componentă alegerea mea, harul lui Dumnezeu, răstignirea lui Iisus Hristos. În momentul în care Adam va păcătui, în momentul acela Iisus Hristos, Domnul meu și Domnul tău, va coborî la Adam, va lua un miel, îl va jertfi înaintea și pentru Adam și Adam a trebuit să înțeleagă ce? Că mielul fusese jertfit. Dar nu mielul acesta. El se uita la miel, vedea mielul jertfit și trebuia să înțeleagă ce anume. Că Iisus fusese jertfit. Înțelegeți lucrul ăsta? E posibil să-l înțelegem. E de înțeles sau de neînțeles? Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin întotdeauna. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Taina lui Dumnezeu reprezintă planul lui Dumnezeu în legătură cu salvarea în Iisus Hristos. Dar planul lui Dumnezeu în legătură cu salvarea nu este doar o vorbă sau ceva scris pe hârtie. Planul lui Dumnezeu este cuvântul care în momentul în care s-a spus, s-a făcut. Haideți puțin mai departe. Despre cine este vorba? Cine e taina lui Dumnezeu? Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască și acum, să cunoască ce anume? Taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică Iisus Hristos. Despre ce vorbim? Vorbim despre un eveniment care s-a întâmplat înainte de creațiune și evenimentul respectiv s-a întâmplat unde? În Domnul Iisus Hristos. S-a întâmplat în Domnul Iisus Hristos acest eveniment care era înainte de creațiune pentru ca Iisus Hristos să devină secretul, puterea, manifestarea lui Dumnezeu Tatăl. Și din momentul ăsta am nevoie de ajutor. Rog tare mult să vină lângă mine frații mei, pentru că vom avea de parcurs o mulțime de texte din Scriptură. Vreau să vă spun că vă voi invita să urmăriți cu mine această schiță. O să rog pe frații mei să-mi pună această imagine și să-mi o lase pe ecranul acesta. În Ioan capitolul 10 cu 30 găsim cuvântul lui Dumnezeu care spune: Eu și Tatăl una suntem. Cine spune asta? Poftiți? Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă una suntem? Ce înseamnă una? Cine e mai mare, Tatăl sau Domnul Iisus Hristos? Poftiți? Încă o dată, cine e mai mare, Tatăl sau Domnul Iisus Hristos? Cine este mai dinainte, din punct de vedere al timpului, Tatăl sau Domnul Iisus Hristos? Vă rog să observați, timpul nu face nicio diferență între Tatăl și Domnul Iisus Hristos.
Și atunci întrebarea mea este, de ce Domnul Iisus Hristos la un moment dat se numește pe sine Fiul? Pentru că un fiu întotdeauna este mai tânăr decât tatăl, este mai mic decât tatăl, este dependent de tatăl. Atunci de ce apare textul eu și tatăl una suntem? Coloseni 1:15, vă rog. Te rog. Deci Coloseni 1:15 spune așa. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Mulțumesc că există un alt text care spune în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și aici textul spune încă o dată. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Dragii mei, El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este acela care îl exprimă pe Tatăl, îl arată pe Tatăl, îl demonstrează pe Tatăl. El este portvocea Tatălui și nu numai portvocea Tatălui, dar El este prezența Tatălui peste tot. Mai departe, Evrei 1:5. 1:5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis El vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. De ce apare ideea de fiu aici? Este Domnul Iisus Hristos Dumnezeu împreună cu Tatăl sau este un Dumnezeu mai mic? Dragii mei, uitați treptele acestea pe care le aveți dumneavoastră aici. Din veșnicie, Dumnezeu a reprezentat această realitate și anume Iisus Hristos și Tatăl împreună. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, de bună voie, în acord cu Tatăl, a coborât o treaptă. Și din momentul acesta, Domnul Iisus Hristos va coborî în continuu. De ce? Vreau să vă întreb, de ce Domnul Iisus Hristos coboară? Ca să-L putem înțelege pe Tatăl. Mulțumesc! Coborârea lui Iisus Hristos a creat ideea de smerenie în universul ăsta. A demonstrat lumii acesteia că felul de a fi, caracterul lui Dumnezeu, este caracterul smereniei. Există în capul nostru, al oamenilor, acuze vis-a-vis de Dumnezeu care spun a, întotdeauna tu vrei să fii mare. Tu vrei ca oamenii să-ți aducă laude, osanale. Întotdeauna vrei ca celălalt să slujească. Și gândul ăsta vine de unde? De unde? Există o inspirație demonică aici care întotdeauna l-a acuzat pe Dumnezeu de faptul că nu e cinstit, că este orgolios și că manipulează. Și în timp ce Satan acuză în felul acesta, Iisus Hristos este răspunsul, Tatălui la această, realitate. Iisus Hristos, Dumnezeu, nu se înalță, El coboară. Satan strigă, îți place mândria, Iisus Hristos coboară. Satan strigă, îți place să fii adulat, să fii înălțat de oameni, Iisus Hristos coboară. Arătând clar caracterul Tatălui. Aș vrea să mențineți mai departe. Mulțumesc. Iov, capitolul 1:6. Fiii lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Mulțumesc. Cine sunt acești fii ai lui Dumnezeu care se adună înaintea Tatălui? Îngerii. Ce titlu au ei? Ce nume au? Fii. Ce nume avea Domnul Iisus Hristos? Fiu. Frații mei, când Dumnezeu a creat universul acesta, Dumnezeu nu și-a creat experiențe, nu a creat planeta nu știu care, hai să vedem ce galaxie e acolo. Dumnezeu și-a creat o familie. Una
Sau unul dintre membrii casei lui a fost Adam. Uitați, vă rog, vorbim de Luca 3:38. Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Al cui fiu era Adam? Era fiul lui Dumnezeu. Era familia lui, făcea parte din familia lui Dumnezeu. Băgați de seamă ce a făcut Iisus Hristos? Iisus Hristos a coborât și s-a făcut una cu ei. Din ce cauză? Smerenia, e adevărat, mai este un lucru și anume, se pregătea să răscumpere. Iisus Hristos și Dumnezeu n-ar fi putut să răscumpere ființa umană dacă mai înainte de asta nu s-ar fi înfrățit cu ființa umană. Exista o lege în Vechiul Testament care spune așa, dacă el mi-ar fi fost stăpân, iar eu aș fi fost rob, și ar fi trecut pe lângă mine fratele meu, sau nu, nu fratele meu, altcineva, și m-ar fi văzut rob pătimându-mă și ar fi vrut să mă răscumpere. Fratele Ilie ar fi vrut să mă răscumpere. Și l-ar fi întrebat pe el, auzi, cât valorează sclavul ăsta, robul ăsta? Și le-ar fi spus $500,000. Și fratele Ilie ar fi avut banii și ar fi zis, uite, îți dau $500,000. El, stăpânul meu, ar fi putut zice, nu vreau să ți-l dau. Nu-mi trebuie banii tăi. Rămâne mai departe robul meu. Dar dacă cel ce trecea pe lângă noi doi era fratele meu, dacă Ilie era fratele meu și ar fi dat $500,000 să mă răscumpere, el, stăpânul meu, n-avea dreptul să zică nu ți-l dau. Era obligat să mă elibereze. Era regula că ruda mea cea mai apropiată avea dreptul de răscumpărare peste orice pretenție a cuiva. Când Iisus Hristos s-a făcut frate cu mine și cu universul acesta, Iisus Hristos se pregătea pentru răscumpărare. Nimeni altul n-ar fi putut să răscumpere ființa umană chiar dacă ar fi avut prețul. Înțelegeți? Chiar dacă ar fi avut banii. Dacă nu era frate cu mine, nu mă putea răscumpăra. În toată treaba asta nu se poate amesteca niciun om, nici care a fost, nici care va fi, nici sfânt, nici nesfânt. Oamenii nu se pot amesteca în acest sistem al răscumpărării pentru că era nevoie să fie frate cu mine, nu la nivelul acesta uman, ci frate cu mine la nivelul alegerii. Ați citit textul înainte, spune că înainte de veșnicie ne-a ales. De ce ne-a ales? Ca să fim frați cu el. Dreptul de răscumpărare aparține numai lui Iisus Hristos. Când a devenit Fiul lui Dumnezeu, repet, se pregătea să mă răscumpere. Extraordinar! Există în Sfânta Scriptură, apoi în Daniel și în Apocalipsa, gândul că Domnul Iisus Hristos nu a coborât numai la nivelul acesta de fiu. A coborât alte trepte și următoarea treaptă care a coborât-o a fost momentul în care a izbucnit războiul în ceruri. Apocalipsa capitolul 12 ne spune, în cer s-a făcut un război, diavolul și balaurul s-a luptat împotriva lui Mihail. Și Mihail s-a luptat și el și Mihail l-a biruit. Cine e Mihail? Este Iisus Hristos, care după ce s-a pregătit să mă răscumpere, după aceea s-a pregătit să mă apere în cadrul universului acestuia și a purtat lupta împotriva lui Satan. Mihail, numele înseamnă cine este ca Dumnezeu. Mikael, în limba ebraică. Cine este ca Dumnezeu? Vă aduceți aminte? În pustie se apropie Satan de Domnul Iisus Hristos și îl întreabă, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și pune sub semnul întrebării originea lui. De acolo este numele mic ca el. Cine este ca Dumnezeu? Din cauza acestei confruntări extraordinare.
Daniel 12 cu 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci acesta va fi o vreme de va fi o vreme de strâmtorare, cu n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Și iată-l pe Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Ce nume frumos! Următorul nume al lui Iisus Hristos. Apocalips, capitolul 12. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Și iată-ne acolo. Războiul în cer este declanșat. Iisus Hristos este Cel ce ia apărarea lui Dumnezeu și a cerului întreg, inclusiv a ființei umane. Haideți să mergem mai departe. Următorul moment este când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va deveni Fiul omului. Unde este asta? La Betleem, observați treptele în care coboară Iisus Hristos. Din veșnicie Iisus Hristos coboară și mă caută, coboară spre mine. Evrei, capitolul 1 cu 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să se închine. Ați reținut expresia asta? Nu spune când Iisus Hristos se naște în lume, ci spune când Iisus Hristos... Cel întâi născut. Dincolo de asta, când duce în lume pe cel întâi născut. El nu este născut în lume, El este adus în lume. Textul aici vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a fost mai înainte de Betleem și apoi, prin naștere, doar a fost adus în lumea noastră. Astfel, Maria nu e născătoare de Dumnezeu. Ea este purtătoare de Dumnezeu. Prin ea, Iisus Hristos a fost adus în lume, când aduce în lume pe Fiul Său. Wow! Vine din veșnicie și vine în lumea noastră, ajunge în lumea noastră. Următorul text. Evrei, capitolul 2, textul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Auziți? Din cauza că noi am fost carne și sânge, a vrut și El să devină carne și sânge. Încă o treaptă mai jos. Până unde te duci, Doamne? Textul spune, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Textul spune că noi n-avem un mare preot care să n-aibă slăbiciune de să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. A fost pe aici, prin valea durerilor noastre. Cunoaște cum e cu bătăile de inimă. Cunoaște când te lasă inima. Știe ce e aia. Știe cum e când te doare șoldul. Știe cum este când nu mai ai aer. Știe cum este când ți-e frică de nu mai poți. Știe toate lucrurile astea. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețeman care striga, Doamne, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Câți dintre oamenii nenorociți ai acestei planete nu strigă, Doamne, nu se poate să nu trec pe aici. Bolnavii de cancer, oamenii care au crize financiare, oamenii care cad, toți stau și strigă, Doamne, nu se poate să nu trec pe aici. Aduți aminte când treci prin lucruri de felul ăsta, că Iisus Hristos a fost pe aici. A purtat carnea și sângele nostru. Oasele noastre le-a purtat El. De pietrele acestui pământ s-a lovit întotdeauna. Pe lemnul acestui pământ a fost crucificat El. Este o legătură între noi și El, o legătură nu numai de neam, dar este o legătură de experiență. E aceeași experiență pe care o avem noi, oare și El, ca să ne fie un mare preot
De care? Ziceți, un mare preot, milos. Milos. Și iată-l pe el, încă o dată, reactualizați-mi schița, vă rog. Și iată-l pe el, Domnul Iisus Hristos, ca fiu al omului de data aceasta. Merge mai departe. Și nu se oprește aici. Coboară mai departe, spune că nu doar a rămas la capitolul fiu al omului, dar s-a făcut păcat pentru noi. 2 Corinteni 5, 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Mulțumesc! L-a făcut păcat pentru noi și ca și cum n-ar fi fost destul lucrul acesta. Iată că coboară mai departe. Încă o dată. Reactualizați-mi schița, vă rog. El s-a făcut sau s-a făcut blestem pentru noi. Galateni 3:13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Ne-a purtat păcatele, ne-a purtat blestemul, ne-a purtat angoaza, dacă doriți, ne-a purtat depresia în care suntem. Din punct de vedere filozofic, mi se spune că suntem astăzi, ca și generație, sub linia disperării. Iisus Hristos a fost acolo. Și în final, toate lucrurile acestea se sumarizează în momentul în care Iisus Hristos devine moarte pentru mine. El moare pentru mine. Dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru. Până aici, până la momentul acesta, Iisus Hristos a acționat de bună voie. A fost decizia lui să coboare. Nu mă interesează ca dumneavoastră să țineți minte toate textele. Mă interesează să țineți minte coborârea, atât. Linia. A coborât. A coborât până acolo unde m-a găsit pe mine. Pentru că acolo unde a murit pentru mine, acolo m-a găsit pe mine. Acolo s-a întâlnit cu mine. Nu e absolut întâmplător faptul că crucea este un fel de intersecție. Sunt două trasee care se intersectează. Este traseul lui și traseul meu. Și ne-am întâlnit acolo. La cruce, da. A coborât din veșnicie căutându-mă. M-a întâlnit acolo, în momentul acela. Evrei 2:9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Ce aș vrea să prindeți din textul ăsta? Aș vrea să prindeți această expresie. Prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Cum a considerat Domnul Iisus Hristos crucificarea lui? Cum a considerat-o? Poftiți? Har. Prin harul lui Dumnezeu Tatăl, el a murit pentru noi. A considerat o favoare, a considerat o cinste. Ce fel de Dumnezeu este Iisus Hristos în momentul în care consideră ca fiind o cinste să moară pentru mine? Consideră ca fiind o favoare să moară pentru mine? Tu consideri o cinste să mor pentru soția ta? Ca așa spune Sfânta Scriptură. Bărbaților, iubiți-vă femeile ca Domnul. Ne dăm viața pentru soție? Ni se pare ca fiind un lucru de dorit lucrul ăsta? Ni se pare un har? E mult de vorbit aici. Rețineți, Iisus Hristos a vrut să mă întâlnească cu orice preț. Și a plătit prețul cumplit. Toată această coborâre
o veți găsi în Filipeni 2, capitolul 5 la 8. Vă rog frumos, citiți, vă rog, textul. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ne oprim puțin. Avea chipul lui Dumnezeu, nu doar că semăna. Nu. Textul aici este morfe, înseamnă avea chipul și încărcătura. El era una cu Dumnezeu Tatăl, îl reprezenta pe Dumnezeu Tatăl. Avea chipul lui Dumnezeu, dar n-a considerat ca un lucru de apucat. Era una cu Tatăl, dar n-a rămas la nivelul acela una cu Tatăl în ceea ce privește existența sa, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și iată în această schiță, încă o dată, cum Iisus Hristos, dacă pot folosi limbajul acesta, își dă haină de slavă după haină de slavă și le dă jos. Este o dezbrăcare continuă această smerenie a Domnului Iisus Hristos pentru ca să ajungă cu orice preț aici să se întâlnească cu mine. Și lucrul ăsta a început înainte de întemeierea lumii, înainte ca eu să fiu creat. Vă aduceți aminte de Iov care spune: unde este răscumpărătorul meu? Unde este martorul meu? Unde este mijlocitorul meu? Iov, unde e mijlocitorul tău? Deja era. Totul fusese pregătit. Când Iov îl căuta pe Iisus Hristos pentru că avea nevoie de el, din veșnicie Tatăl îl pregătise deja pe Iisus Hristos. Mielul lui Dumnezeu fusese junghiat dinainte de întemeierea lumii și Iov era acela care striga: Doamne, dă-mi răscumpărătorul! Doamne, dă-mi mijlocitorul! Doamne, dă-mi martorul! Doamne, dă-mi chezașul! Dă-mi garanția! Era strigătul lui Iov și Tatăl deja îl pregătise. Iisus Hristos era acolo. Înțelegeți frumusețea aceasta între nevoia umană și între răspunsul lui Dumnezeu? Este un dialog extraordinar aici între ceea ce face Dumnezeu și între ceea ce omul are nevoie. În momentul acesta am putea să aducem laudă, slavă, aleluia lui Dumnezeu datorită faptului că într-adevăr n-a făcut altceva decât a pregătit pe Iisus Hristos pentru ca să răspundă la nevoia mea fundamentală. Continuă, te rog. Ce s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. Din ce cauză? Am ceva de învățat din toată treaba asta? Dragii mei, aici, în această coborâre, e o istorie întreagă. Iisus Hristos a luptat pentru mine nu numai la cruce, nu numai la Betleem. A luptat pentru mine în toată istoria existenței mele și dinainte de existența mea. Iisus Hristos este acela care m-a apărat întotdeauna, m-a reprezentat întotdeauna. Este acela care m-a iubit cu o iubire mai tare ca moartea din veșnicii. Haideți să vedem mai departe. Lucrul este extraordinar. A coborât, a ajuns aici, a murit pentru mine. Filipeni, capitolul 2, de la 9 la 11, vă rog. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Observați, până aici Iisus Hristos a coborât prin sine însuși. De aici înainte, poftiți? L-a înălțat cine? Tatăl. Frumos! În momentul în când Domnul Iisus Hristos a coborât în moarte, a strigat: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și de aici încolo, totul este lucrarea Tatălui. Absolut totul. Învierea este lucrarea Tatălui. Tatăl a zis: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ieși afară. Tatăl a făcut lucrul acesta. Nu Iisus Hristos. Iisus Hristos putea să învie prin sine însuși. Așa spune: îmi dau viața ca iarăși să o iau.
Nimeni nu mi-o ia cu sila. Era în puterea Domnului Iisus Hristos. Dar în momentul în care a coborât în mormânt, Iisus Hristos a lăsat cu testament că El nu-și va lua viața înapoi prin sine, ci că El îi încredințează Tatălui dreptul acesta de a-L învia. Astfel încât El spune, eu nu fac nimic de la mine însumi, ci totul îl fac datorită faptului că Tatăl lucrează pentru mine. Asta este frumusețea unității, frumusețea perfecțiunii pe care o găsim în Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie la fel. Biserica trebuie să fie la fel. Eu trebuie să cobor și Tatăl, pentru ca Tatăl să mă poată înălța. Ori de câte ori eu vreau să mă înalț, eu nu fac altceva decât îl împiedic pe Tatăl să mă înalțe. Știi câte probleme îți face mândria? Știi câte probleme îți face aroganța? Nu numai față de fratele tău, dar față de Dumnezeu. Blochează posibilitatea ca Dumnezeu să te ridice. Lasă-L pe Dumnezeu să facă asta și te va ridica Dumnezeu mai mult decât îți poți imagina. Fii atent cum a procedat cu Iisus Hristos. Fii atent cum a procedat. Ai citit până la 11? Nu. Te rog frumos, continuă. Textul 10. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Cine a vrut asta? Cine a vrut asta? Da, cine a vrut asta? Tatăl. Tatăl. Tatăl a hotărât ca orice genunchi să se plece înaintea lui Iisus Hristos. Tatăl a hotărât ca Iisus Hristos să fie Domnul. Este o mare nenorocire momentul în care noi hotărâm că aș putea să plec genunchiul și înaintea cui? Înaintea altuia. Pentru că Tatăl n-a hotărât lucrul acesta. Dumnezeu Tatăl a hotărât ca să existe un singur personaj în fața căruia să se plece genunchiul în tot universul acesta. Și anume, Iisus Hristos. Țineți cont de lucrul acesta. Este decretul Tatălui. Este dorința Tatălui. Este argumentul și hotărârea regească a lui Dumnezeu. Faptele 2:36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Iisus Hristos a fost răstignit. La câteva zile după înviere, Iisus Hristos este Domn. Când se întâmplă asta? Nu, după înviere. Când se întâmplă asta exact? După înălțare. Când? La cinzecime. În ziua cinzecimii, când cobora Duhul Sfânt peste cei din camera de sus, apostolul Petru ia cuvântul și spune să știe bine toată casa lui Israel că acela care a fost îngropat datorită voinței sale, înviat datorită voinței Tatălui, a fost încoronat ca Domn. Iar ceea ce ați primit acum și ați văzut, adică Duhul Sfânt, este mărturia încoronării sale. Coborârea Duhului Sfânt era mărturia faptului că Iisus Hristos era Domn. Câte trepte să fi coborât Iisus Hristos? Câte? Acum a început să urce. Câte trepte a urcat? Haideți să mergem mai departe. Vă rog. După ce a fost făcut Domn și Mântuitor la ziua de cinzecime, după aceea Iisus Hristos va fi mare preot și mijlocitor. Evrei capitolul 8:1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. După ce a fost încoronat, după aceea Domnul Iisus Hristos este pus la dreapta Tatălui și lucrează ca mare preot. Câți preoți avem nevoie astăzi?
Câți dintre preoții care avem pe pământ slujește în cer? Iisus Hristos este singur, marele nostru preot care a fost așezat la dreapta Tatălui în locul preasfânt. Pentru cine? Pentru noi. Nici nu se poate altfel. Este o altă încoronare a Domnului Iisus Hristos. A fost încoronat ca Domn, este încoronat ca mare preot. Este o altă încoronare a Lui. Iar noi, ca ființe umane, trebuie să recunoaștem această extraordinară, extraordinară glorie a Domnului Iisus Hristos, care este încoronat cu o coroană, una după alta. Ăsta este ceea ce face Tatăl pentru El. Iisus Hristos a dat jos haine de slavă, după haină de slavă. Tatăl îi pune o haină de slavă, după o haină de slavă și îl ridică. Este lucrarea Tatălui. Dacă nu înțelegem asta, s-ar putea întâmpla să intrăm în totală contradicție cu voința Tatălui. Mergem mai departe. Vă rog să observați că Fiul omului este făcut mare preot. Probabil ar trebui să citim și Evrei capitolul 5 cu 5. Repede de tot. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Evrei capitolul 5 cu 5 spune că Domnul Iisus Hristos nu s-a așezat ca mare preot singur, ci a fost încoronat de Tatăl ca mare preot. Acela care i-a spus: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Acela care i-a dat titlul de fiu, acela i-va da și titlul de mare preot. Titlul de fiu când a coborât, titlul de mare preot când urcă. Astfel că în Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu 12, cuvântul spune: nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este postulat, este axiomă. Nimeni, niciun om, nicio altă ființă n-a făcut demersul acesta despre care vorbim în dreptul Domnului Iisus Hristos. Ne întoarcem aici. După ce a fost făcut Domn, după ce a fost făcut mare preot, Domnul Iisus Hristos este mare preot și judecător. Iată textul din Evrei 9 cu 12 și 23. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Domnul Iisus Hristos intră în ceruri cu sângele său. Înseamnă mijlocire, corect? Versetul 23 îmi spune însă că a trebuit să și curățească lucrurile cerești. Nu doar trebuie să facă slujba sângelui în ceruri, ci trebuie să curățească cerul întreg. De păcatele mele și păcatele tale. Iar această slujbă de curățire este judecată, prin care Iisus Hristos curăță totul. În marele plan al liturgicii Vechiului Testament, ultima zi al anului liturgic, a anului liturgic, era ziua de judecată, sau Yom Kippur, în care templul era curățat. Aici se spune același lucru. A intrat în sanctuarul din cer cu sângele său ca să facă curățirea păcatelor. Astfel încât, în felul acesta, îl vedem pe Iisus Hristos, îl vedem pe Iisus Hristos ca mare preot judecător. Și astfel ajungem la Evrei capitolul 8 cu 1, textul care l-am spus înainte. Punctul cel mai însemnat este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort ridicat de Dumnezeu.
Și în final îl vom descoperi pe Iisus Hristos ca Domn al Domnilor. Aș vrea să citim Apocalipsa 19 cu 12. Este unul dintre cele mai frumoase texte ale Scripturii. Iată-l. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Mulțumesc. Câte coroane avea? Asta mă interesează din tot textul ăsta. Câte coroane avea? Multe cununi împărătești. Toată imaginea aceasta despre care vorbim, de aici mai departe, reprezintă încoronarea recurentă sau repetată a Domnului Iisus Hristos, astfel încât, dragii mei, mântuirea este un proces în care Dumnezeu produce în viața lui Iisus Hristos o sumă extraordinară de evenimente. Iisus Hristos este acela care este schimbat. Iisus Hristos este acela care este făcut după nevoia noastră și apoi, după momentul acesta, Iisus Hristos este ridicat după nevoia cerului întreg. În Iisus Hristos se întâmplă toată mântuirea. Rețineți, în Iisus Hristos se întâmplă toată mântuirea. Dacă eu sunt mântuit, este datorită faptului că sunt mântuit împreună cu Iisus Hristos. Sunt mântuit în Iisus Hristos. Eu nu pot să fiu niciodată mântuit în afara Lui. Nimeni altul nu poate să facă ceea ce a făcut Iisus Hristos. Oricine ar fi fost, oricât de sfânt ar fi fost, a fost sfânt prin Iisus Hristos. El însuși, la rândul lui, a avut nevoie de Domnul Iisus Hristos. Scriptura, religia creștină ne învață că există un singur mijlocitor, un singur mare preot, un singur judecător care are toate lucrurile în mâinile lui și acesta este Iisus Hristos. Asta este taina lui Dumnezeu. Asta este miracolul lui Dumnezeu. Acesta este lucrarea Tatălui în mod extraordinar făcută în Domnul Iisus Hristos pentru ca în momentul acesta tu și cu mine să fim atât de dependenți de El încât lumea să zică ăștia sunt cristianos. Adică ăștia sunt creștini. Adică ăștia sunt ai lui Iisus Hristos. Toți. Vă spuneam anterior, când am vorbit cu altă ocazie, va fi o vreme, după venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului, când cei mântuiți vor trece din planetă în planetă. Imaginează-ți că ești tu acolo. Și vei auzi pe cei de pe planeta respectivă, locuitorii acelei planete, spunând, îl vezi? Îl vezi? El este al lui Iisus Hristos. Nu va spune, îl vezi, el e Valentin. Nu va spune asta. Va spune, îl vezi, e al lui Iisus Hristos. Din ce cauză? Pentru că Valentin a fost născut din nou. Și când Valentin a fost născut din nou, spuneți-mi, cine este cel ce se naște din nou? Valentin? Va fi un al doilea Valentin? Da sau nu? Da sau nu? Cine se naște în Valentin? Poftiți? Iisus Hristos. Chipul Lui mai prețios decât chipul meu. Chipul Lui dincolo de chipul meu. Identitatea Lui dincolo de identitatea mea. Astfel încât atunci când voi trece, universul acesta va zice, seamănă cu Iisus Hristos. Este al lui Iisus Hristos. Taina din veșnicia lui Iisus Hristos este Hristos în voi, nădejdea slavei. Este Iisus Hristos în noi, e nădejde de slavă. Nu este Iisus Hristos în noi, nu e nădejde de slavă. Dragii mei, n-avem nimic mai prețios decât asta. N-avem nimic mai frumos decât Iisus Hristos. Avem nevoie de El de pe vremea lui Iov, dinainte de vremea lui Iov, de pe vremea lui Adam. Avem nevoie de El dinainte de vremea lui Adam. Avem nevoie de El înainte de a fi lumea. De atunci aveam nevoie de El. De atunci ne-a fost dat. Aș vrea să vă întreb, oare de ce ne este așa de greu să ne îndrăgostim de El? Oare de ce ne este așa de greu
să nutrim un sentiment de recunoștință bazat pe acel mecanism simplu, noblesse oblige. Adică noblețea obligă. Când ești lângă cineva care se poartă frumos și nobil cu tine, spune-mi, ce te învață firea? Să fii și tu nobil. Oare n-a fost suficient de nobil Iisus Hristos cu noi, astfel încât astăzi să învățăm să fim la fel de nobili unii cu alții? Să ne purtăm la fel de frumos, pentru că Iisus Hristos a fost atât de frumos cu noi? Oare toate aceste lucruri pe care le-a făcut pentru mine și pentru tine, raportul lui cu Universul, cu Tatăl și cu mine, nu ne pot convinge despre faptul că suntem atât de prețioși încât merită să nu ne mai risipim viața în lucruri de nimic? Oare nu merită ca începând de astăzi valorile veșniciei să ne atragă mai mult decât valorile acestui pământ? Aș face un apel la dumneavoastră să nu vă opriți să priviți la Iisus Hristos. Să nu vă opriți. Vă rog frumos, când plecați acum acasă, plecați cu imaginea aceasta a lucrării lui Iisus Hristos pentru noi. Vedeți coborârea Lui pentru ca să mă găsească pe mine și pe tine. Amin. Vedeți urcarea Lui și vedeți urcarea Lui total diferită. Adică atunci când a coborât, a coborât singur. Când urcă, urcă cu cine? Poftiți? Fiți atenți, cu cine urcă? Nu cine îl urcă, îl urcă Tatăl, dar cu cine urcă? Cu noi. Fiecare moment de încoronare a lui Iisus Hristos, El își serbează încoronarea împreună cu tine și cu mine, prin credință. El este Domn împreună și cu mine și cu tine, prin credință. El este mare preot împreună cu mine și cu tine, prin credință. El este judecător și judecă cu mine și cu tine, prin credință. Suntem continuu cu El. Citesc în Sfânta Scriptură că datorită Lui locuim împreună cu El pe scaune de domnie. El nu domnește singur. El domnește deja cu tine și cu mine. Mai putem să ne uităm în altă parte? Mai putem să ne gândim la altceva? Oare nu dragostea Lui reușește să stârnească dragoste în noi? Căutarea Lui după noi, oare nu ne-a găsit? Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru, Te-am lăsat în seara asta să ne vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Și îți mulțumim. Îți mulțumim pentru El. Îți mulțumim pentru că ni L-ai dat. Îți mulțumim pentru că și astăzi, Doamne, ne reprezintă înaintea Ta și ne-a luat cu El pentru ca să fim acolo. Îți mulțumim pentru că numele noastre nu sunt scrise jos aici pe pământ, ci dimpotrivă sunt scrise de El cu sânge în curțile cerești. Îți mulțumim, Doamne, că în fața unei atât de mari iubiri începem și noi și învățăm și noi timid, dar în mod real să iubim. Te rugăm să ne ajuți să experimentăm iubirea iubindu-ne unii pe alții. Apoi, iubindu-te pe tine.
Apoi, lăsând ca iubirea să fie sfântă și dreaptă în conformitate cu legea și cu poruncile tale. Stăm aici în seara asta. Pentru că am dorit, Doamne, să ni se lipească ochii de frumusețea caracterului Tău. Am dorit să rămânem uluiți de această frumusețe și să rămânem cu Tine pentru veșnicie. Rămâi cu noi, Doamne, și ajută-ne să rămânem și noi cu Tine. În finalul acestei seri ne rugăm pentru cei care Te caută. Doamne, aceia căror inimă strigă după Tine, fă ca seara asta să fie un răspuns pentru ei și cuvântul Tău să-i conducă mai departe până la capăt, până în împărăția Ta, până când vor rămâne cu Tine pentru veșnicie. Asta îți cerem. Facă-se voia Ta și vie împărăția Ta. Amin.